Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Și asta nu e o vorbă pe care o spunem doar așa să fie spus. Este o nouă zi, Dumnezeu face să fie condiții propice de viață pe pământ, Dumnezeu a pus soarele pe cer. Este o zi încă de adunare și asta e har în libertate, cu pace, e o zi de nuntă, așteptată și de cei doi. Cuvântul ăsta l-a rostit și robul lui Avram. A zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu după ce l-a ajutat. Pe drept îl binecuvântăm pe Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Și să dorim de asemenea în toată inima, fiind vorba de binecuvântare, să binecuvânteze Domnul pe cei doi. Au nevoie în toată viața lor de harul acesta din partea Domnului. Aș vrea să vă rețin cu trei idei puse sub un titlu. Principii sacre în căsătorie. Fiind vorba de viața de familie, există porunci unde nu putem să mișcăm, lăsate de Dumnezeu, e ceva sacru, le-am numit principii că nu chiar toate trei sunt și porunci, și sunt alte chestiuni legate de viața de familie, unde așa cum scrie Apostolul Pavel în Corinteni 7:25, cât despre feciorie, cam ăsta e sensul original, n-am o poruncă din partea Domnului. Dar era altă chestiune unde spune, de exemplu, 7:10, celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul. Deci vreau să abordăm trei principii care nu sunt flexibile și nu permit mutații în timp. Repet, sunt alte chestiuni care țin de latitudinea noastră. Facem într-un fel sau în altul. În textul citit, cel puțin în versetele care le-am citit, rog să observați solemnitatea unui prim principiu. Căsătoriile se fac doar în limitele, în granițele poporului Dumnezeu. Încă nu era dată legea prin Moise, unde apar principii menționate clar, Exod 34, Deuteronom 7, să nu-și ia nevastă din afară. Deși evreii le-au călcat. Spune Cartea Sfântă la Judecător, la capitolul 3, asta a fost o greșeală fatală. Citesc de la versetul 5. Copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hitiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților și au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și iată de ce-i principiu și poruncă sfânt. Dacă s-au încuscrit cu cei din afară, au slujit dumnezeilor lor. Dumnezeu nu dă porunci, nu sunt principii, doar așa că așa vrea Dumnezeu și no comment. Nu, nu. El dă porunci pentru că sunt absolut vitale. Solomon și-a permis în asemenea principiu și cu toată deșteptăciunea lui. A zis că încearcă niște chestiuni așa, în timp zice în Eclesiastul 2, ce inima mă va cărmui cu înțelepciune, a reușit? Nu. De aceea la cei ce vor să încerce, mai întâi să se consulte dacă sunt mai deștepți ca Solomon, că el n-a reușit. Călcând porunca sfântă și în ultima lui carte scrie la bătrânețe să ascultăm încheierea, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile, tineri dragi. Stai pentru voi, căsătoria, ca atare preteniile, relațiile, trebuie să fie în mod absolut în limitele, în granițele poporului Dumnezeu. Scrie în Unul Împărați 11 despre Solomon că a iubit și târât de iubire scrie aici în versetul 4, când a îmbătrânit, nevestile au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul la Domnului, cum fusese inima tatălui său David. Și de aici, rele câte au urmat, nu povestesc despre ele. Pentru că scrie în versetul 2, Domnul zisese să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi, că își va întoarce negreșit inima înspre Dumnezeilor. Se spune că s-a dus o fată la Charles Spurgeon și i-a spus, pot să mă căsătoresc cu un băiat din afara poporului Dumnezeu? Și l-a zis, vreau să-ți arăt un experiment. Și
și a urcat-o pe ea undeva pe o treaptă și a zis, trage-mă sus. Era și mai plinuț el și să-l tragă. Și așa acum, a zis, cum te trag eu jos? Pentru că e mult mai ușor să tragi pe cineva în jos decât să-i ridici pe cineva, nu? Așa, simplu, fizic vorbind. Da, vă rog să observați din textul citit cât de solemn este acel principiu. Genesa 24, versetul 2, Avram vorbește cu administratorul averii sale și spune, pune-te, rog, mâna sub coapsa mea și te voi pământului, că nu iei fată decât dintre cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Versetul 6, Avram a zis, nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Și întreabă, da cum, dar dacă nu vine? Versetul 7, Dumnezeu Cerului care m-a scos și mi-a vorbit, mi-a jurat zicând, adică Dumnezeu ce promite, a promis omului cu jurământ, dar într-un fel spus, și noi ar trebui să-i promite Domnului tot cu un jurământ. Adică să fie ceva solemn, de altfel am promis când ne-am întors la Domnul, când ne-am botezat, nu? Că nu vom ieși din aceste limite sfinte. Vreau să observați, încă repet, nu se dăduse legea. Dar principiul era valabil și în vremea patriarhilor. Știți că în Genesa 6, în perioada antediluviană, pe aici a intrat stricăciunea și a venit nenorocirea potopului? Scrie în Genesa 6, versetul 2, Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase chipurile. Că ispita este adesea poleită, dar nu frumusețea joacă rolul în căsătorie. Și în primul rând, să fie din poporul lui Dumnezeu. Cum mai citești din Noul Testament, să apoi explic de ce trebuie să fie așa, nu doar dat fiind faptul că altfel vei fi corupt sau vei fi târâtă în afara granițelor. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este în neprihănire și fără de lege sau cum poate sta împreună lumina cu întuneric? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cândva vorbeam cu o soră de aici din adunare, acum e plecată din țară, spus, frate, să spui și la alții că greșeala asta am făcut-o eu. Și m-am apucat într-o zi să număr și avem câteva exemplare din astea care s-au nenorocit căsătorindu-se cu băieți din lume. Și avem și în partea cealaltă cazuri. Fie ca sutele de tineri care sunt în adunarea asta să priceapă acest principiu și părinții de asemenea și Dumnezeu să ne vegheze ca să nu se întâmple astfel de căsătorii mixte. Destul avem în adunare, dacă ați urmărit când a fost evidența la secretariat, multe familii mixte. În sensul că unui credincios, unui credincios, aproape 100. Și povestesc din aceste familii, mă gândesc ce frumos e la voi unde sunt amândoi credincioși. Acum, sunt situații în care cineva s-a întors pe parcurs la Domnul și în cazul acesta nu-i vinovat că nu s-a căsătorit când era credincios. Dacă cineva credincios fiind face o asemenea greșeală. Dar aici trebuie să mai spun că sunt și situații în care cineva a fost botezat, fiind băiat sau fată, dar nu-i serios. Îmi vine în minte un caz când unul botezat a venit cu logodnica să spune spre căsătorie și am spus ei, auzi, nu-i pocăit. I-a zis, da, dar vreau să mă căsătoresc. În urmă am aflat că era așa cum era. În scurtă vreme s-a lăsat de pocăință și ce china are, vai de ea. Da. Să respectăm acest principiu. Pentru că vă rog să vă gândiți, cum vă spuneam, de ce Dumnezeu ține la asta și nu există abatere. Ce înțelegere spunea apostolul este un credincios și un necredincios? Unul vrea să meargă la biserică, celălalt vrea să meargă la film. Unul vrea să se roage, celălalt vrea să vizualizeze ce bate la televizor.
Unul are principiul smerenii, celălalt are principiul lumii acesteia. Mândrie, aroganță. Unul vrea să dea bani pentru lucrarea Domnului, celălalt pentru distracție. La ce capitol să se înțeleagă? O femeie credincioasă sau un soț credincios va vrea să aibă copii. Și ăștia sunt lăsați de Dumnezeu, celălalt nici nu poate gândi una ca asta. Pentru că lucrurile sfinte sunt o nebunie pentru cei de afară și este o scârbă reciproc, neprihănit în fața celui păcătos, păcătos în fața celui neprihănit. Nu insist, cine pricepe, pricepe, vorba apostolului, și cine nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă, dar va ajunge să-și regrete viața ca Solomon și să moară, poate ca Samson, prematur și în tristețe. Un al doilea principiu. Spune Scriptura aici, acest administratul Avram era un om chibzuit. Avram avea o avere, vă gândiți-vă că numai robi născuți în casa lui erau cu sutele, pe la atâți argați cât avere era. Acolo era o cantină, se servea în fiecare zi ca la cea mai mare nuntă. Acolo era poate în clanul acela, erau 1000 de oameni. Și totul administra omul acesta, chibzuit. Și imediat s-a gândit, bun, să-i aduc fata aici, dar dacă fata nu vine. Și Avram îi spune, versetul 7, Domnul Dumnezeu cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminții tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua nevastă fiului meu. Avram era proroc. A zis Dumnezeu că e proroc. Poate asta a fost o descoperire. Înclin să cred. Dar Dumnezeu a avut să trimită îngerul? Parcă ar fi mai simplu să spune, nu îngerul fiind în zonă, zici, lasă că te descurc eu, aranjăm o schemă. Nu, Dumnezeu trimite îngerul. Pentru că Dumnezeu când i-a limitat pe cei din poporul său în granițe, nu doar că le-a spus, uite, de aici, aici faceți voi ce vreți, se implică în căsătorie. Doar pe Adam și Eva, nu Dumnezeu i-a căsătorit. Dumnezeu este implicat aici foarte puternic. A fost clar pentru Avram, clar pentru el, când și 12 a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbând. Tineri dragi, rugați-vă. Și părinții știu că se roagă. Ca Dumnezeu să se implice. Dumnezeu așa poate potrivi lucrurile. Ce s-a întâmplat aici? A pus un semn, s-a împlinit imediat. Spune în versetul 15, nu sfârșise încă de vorbit, adică de rugat. Și semnul s-a împlinit. Scrie în versetul 21, omul o privea cu mireare, fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătorie. Și când a văzut asta, 27, a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Dumnezeu care n-a părăsit îndurare și credincioșia. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Binecuvântat să fie Domnul pentru toate aceste călăuziri, pentru ajutorul care îl dă. Ceilalți, când au auzit de relatarea, au fost de acord, au înțeles că lucrurile sunt clare și au zis, și am citit versetul 50, Laban, fratele, Betuel, tatăl fetei, drept răspuns, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu se mai putem spune nici rău, nici bine, și în traducerea Septuagintei spune, cum să mai adăugăm vreun rău la bine? Că ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit, nu mai trebuie nici adăugat, nici scăzut, slăvit să fie în veci. Când a auzit robul Avram cuvintele, s-a aruncat cu fața la pământ din nou înaintea Domnului ca să mulțumească. Așa îl vedem pe Dumnezeu implicat și în căsătoria lui Iacov. Esau, în schimb, s-a căsătorit cum a vrut el. Păi cine se căsătorește pe principiul lui cu nerespectarea primului principiu, nici nu poate beneficia de al doilea. În schimb, îi spune Isaac și Rebecca lui Iacov, 28:1, să nu ții nevastă dintre fetele lui Canaan, te duci.
A plecat. Și Dumnezeu noaptea aia... Vei merge, te va duce înapoi în țara aceasta, nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Și Dumnezeu a fost cu el. Și când s-a împlinit vreme, spune în 31 cu versetul 3, Domnul, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. De când vrea Dumnezeu să umble cu noi? În mod special din momentul căsătoriei, așa a fost și cu Enoch, a umblat cu Dumnezeu și a născut fii și fiici. Dumnezeu, îmi spune și în Isaia 4:6, vrea să fie cu noi până la cărunteți. Și a dovedit în viața patriarhilor prezența foarte aproape. Scrie, de exemplu, în 26, zice lui Isaac, Domnul s-a arătat, versetul 2, nu te cobor în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune, eu voi fi cu tine, te voi binecuvânta. Mare lucru este să fie Dumnezeu într-o familie. Să vă dea Domnul harul acesta, să mergi așa, la pas cu Domnul. În felul acesta, nu ai probleme. Spune Scriptura la Deuteronom, la capitolul 4, pentru că așa cum spunea fratele ce a vorbit înainte, în viață sunt strâmtorări, probleme. Dar vă citesc aici versetul 7, care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru, ori de câte ori îl chemăm. Și cum scrie în Psalmul 50, cheamă-mă, eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Să nu uităm să-L slăvim pe Domnul. Să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Să nu uităm felul în care Dumnezeu a călăuzit lucrurile în viața noastră, în viața copiilor noștri. Avram avea experiență cu Dumnezeu. Cum l-a scos din țară, avea experiența jertfirii lui Isaac. O implicare divină permanent. Spunea Balaam și bine a zis, până la un loc a respectat, a zis, eu nu fac niciun lucru, nici mic, nici mare, fără porunca Domnului. M-am gândit la tine, sora Carmen, că ai avut o lecuță, cum zice românul, de așteptat. Și cred că ai avut ceva făgăduințe de-a lungul anilor, nu? Nu pricepem noi cum se adeveresc, dar Dumnezeu pe toate le împlinește. Cu lux de amănunt. Îmi trec prin minte cum s-au căsătorit copiii noștri. Nu la toți a fost foarte evidentă prezența Domnului, așa de din spate, din culise. Era august 2018. Am avut trei copii, cum știți, și mai evlavioși și mai puțin evlavioși. Era perioada când era soția bolnavă și în mod deosebit mijloceam pe unul dintre ei care se și întinsese vremea pe aproape 29 de ani. Mai problematic. Și a zis Duhul Sfânt aici în adunare, la ultima vineri din august, femeie, îți făgăduiesc în fața poporului că în scurtă vreme îți rezolv problema pentru sufletul din casă la care te rogi. Că Dumnezeu este bun și se îndură. Și în octombrie s-a căsătorit. Dumnezeu are minte nu numai din familie, cât te știu, dar nu-i timp, nu-i cazul să vă spun. Știe fiecare pe-a lui și experiențe, unele foarte miraculoase. Altele pare zici că au fost așa lucrurile normale, s-au cunoscut. Dar și acolo lucrează Dumnezeu, în viața copiilor săi. Dumnezeu nu întotdeauna face spectacol, dar întotdeauna lucrează minunat. Măriți să fie numele Său. Nu uitați așadar primul principiu, să ținem la El, să ne căsătorim, cei care îl cunoaștem pe Domnul, numai cu cei care îl cunosc pe Domnul. Nu există altă relație. Ca cea de familie mai profundă și n-ai cum să ai relație cu cineva care nu cunoaște pe Domnul și totuși tu să rămâi cu Domnul. Un al doilea principiu. Dumnezeu se implică în mod deosebit în viața de familie. De-aia spune Scriptura tinerii, înainte de a se căsători, să intre în relație cu Domnul, pentru că apoi să poată fi în permanență Domnul prezent în familia lor, cum scrie și în cartea Genesis. Întâlnim acolo peste tot Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu i-a spus lui Avram, Adam ce să facă, a făcut-o pe Eva, i-a adus-o, le-a spus tot. Și un al treilea principiu
pe care îl extract tot de aici, din text, Genesa 24, versetul 5. Robul i-a răspuns, poate că femeia n-a vrea să mă urmeze. Versetul 8. Dacă femeia nu vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip însă nu duci pe fiul meu acolo. Dumnezeu dă libertate oamenilor la căsătorie. Asta spune și Apostolul Pavel în Noul Testament, în 1 Corinteni, la capitolul 7, versetul 39, să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Am pus acest principiu lângă celălalt ca să nu spună cineva, Dumnezeu face din noi roboți. El ne spune ce trebuie să facem. Am mai întâlnit întrebări la tineri, dar dacă mi-a vorbit Domnul și nu-mi place de fata aceea sau de băiatul acela, trebuie să mă căsătoresc cu el, că așa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeu își lasă libertate. Numai că această libertate, în mod normal, dacă e înțelepciune, dacă este pocăință, va fi în acord cu voia Domnului. S-ar putea să treacă ceva timp până să înțelegi un anumit lucru. Dar Avram a spus foarte clar, dacă femeia nu vrea, nu mergi să-i spui, vii cu mine că mie mi-a vorbit Domnul. Nu. Nu normal, dacă ți-a vorbit ție Domnul, trebuie să-i vorbească și ei. Când i-a vorbit Dumnezeu lui Anania să se ducă la Saul, i-a vorbit și la Saul că vine Anania. Când i-a vorbit Domnul la Corneliu să trimită după Petru, i-a vorbit și la Petru, că altfel Petru ar fi spus, eu nu vin așa pe vorba voastră. Dumnezeu lucrează în ambele părți, dar insist și asupra acestui principiu că Dumnezeu lasă libertate oamenilor și mântuirea pe acest principiu. Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți și ne-ar călăuzi pe toți înspre veșnicie, dar Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Cealaltă familie a înțeles de asemenea acest principiu, robul Avram le-a explicat, ei au înțeles că este de la Domnul și au zis versetul 51, iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te. Dar ați fi mulțumite fetelor să spună părinții așa, când vine băiat, băi, ia-o și du-te. Gata, e de la Domnul, nu mai discutăm. Dar uite ce s-a spus, întorc pagina. Versetul 57, să chemăm și pe fată și să o întrebăm. Că îndată veți fi întrebați și voi și nu veți putea să răspundeți, noi nu avem ce face, că așa o hotărât Domnul, trebuie să fim cuminți, nu. Aveți libertate să spuneți da sau nu, numai dacă a zis, zis rămâne. Dumnezeu ne dă libertate, dar vrea să fim responsabili de libertatea care ne-a dat-o. Nu, acum îmi place și apoi nu mai place. M-am izbit anul acesta de două situații, nu aici la noi. Dimineața, înaintea cununiei civile, era sâmbătă, a doua zi, nunta, a spus, nu mai vreau. Dați-mi un sfat, acum e la 9, la 10 suntem programați la primărie. Nu pot eu să decid în dreptul vostru. Păi de ce l-ai lăsat până acum? Păi mi-a dat Dumnezeu niște vise în urmă cu un timp, dar m-am gândit că poate. Nu. Dumnezeu vrea să fii conștient, vrea să fii și o acceptare umană, am întâlnit situații în care nu se agrează, chiar din vedere fizic. Frate slujitor mai în vârstă avea ideea întotdeauna să întrebe, băi, există și acceptare umană, există și dragoste firească, naturală? Pentru că dacă apoi am spus da, vorba aceea e cel mai lung da. Da, și să-i se audă ecou până a cânta fanfara la înmormântare. Și fata, chemată, s-a informat. 58, iată întrebarea, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, răspuns. Și a urmat viața de familie, a fost și așteptat 20 de ani după copii, apoi a avut și ceva probleme. Dacă faceți calculul, Isaac a fost o perioadă lungă, orb, dar asta este acceptarea pentru toată viața. De aceea, căsătoria are vremea ei, când cei doi sunt maturi, sunt responsabili și se angajează. Dar iată ce frumos se leagă principiul acesta de celălalt. Ai, dacă Dumnezeu nu te ajută,
te angajezi tu să faci o lucrare? Dar dacă știi că Dumnezeu te ajută și că te-ai unit cu cineva din poporul lui Dumnezeu, păi ai altfel curaj să spui da. Pentru că altfel, când au aflat ucenicii că nu mai poate divorța omul, vorbeam duminica trecută și atunci nu-i de folos în soare. Legile îți permit să-ți iei vorba înapoi. Sunt alte legi care sunt sub influența teologiei catolice, unde un divorț se pronunță foarte greu. La catolici nici papa nu poate pronunța un divorț. În privința asta au teologie corectă. Numai dacă s-ar considera că cei doi n-au fost în toate facultățile mentale sau că au fost forțați să se căsătorească. În Africa, de exemplu, divorțul este o raritate. Pe când în Occident, în America, e ceva la ordinea zilei. E banal, nu-ți place, schimbi. Nu, vrei? Atunci dacă vrei, urmează întrebarea aceea până la moarte. De aceea, tineri dragi, când discutați, nu e vorba numai de o lună de miere. E vorba de o viață din capăt în capăt. Dumnezeu să-și ocrotească poporul, să-și binecuvinteze lucrarea, familiile și în aceste principii sfinte nimeni să nu umble la ele. Să fie lăsate să rămână sacre, căsătoria este în poporul lui Dumnezeu, beneficiază de aportul, de facilitarea deplină din partea Domnului și se face în deplină libertate și responsabilitate. Pentru că apoi în viață să poți trăi cu curaj, cu entuziasm, să te încrezi în Domnul și să ne ajute Bunul Dumnezeu la final, când depunem fiecare mandatul, să putem spune că a fost o binecuvântare, că ne-am făcut lucrarea ce ne-a fost dată și să ajungem cu bine în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit. Amin.